Ne bucurăm nespus de mult de impactul campaniei Ajutați-ne ca să ajutăm. De această dată suntem în localitatea Milești Mici, raionul Ialoveni. Astăzi vom ajuta o mamă care de 34 de ani își crește de una singură fiica bolnavă. Ați venit ca fulgerul. Chiar vreau să mulțumesc prin intermediul dumneavoastră. Am hotărât și eu că dacă pot să contribui, să ajut și eu pe cineva. Familia la care urmează să facem un ajutor împreună, nu e unica familie din comună, dar după părerea mea e o familie printre cele mai vulnerabile. Ea crește un copil de 34 de ani deja, care este cu probleme foarte grave. Nicătând la asta că are problemele ei, este o activistă și în sat. Nu dă mâinile jos. S-a născut cu detschi cerebrali paralici, cum s-ar spune în limba rusă. Acum la de emoție nu-mi dau seama, dar și cu dischinezii partea stângă, la dânsa partea stângă e mai slabă ca partea dreaptă. Multă lume s-o cutie că eu poate șansă o duc undeva, că adică să-mi fie greu și o să mă descurc greu în viață și am să o duc undeva la o casă de copii pentru boli speciale cum au ei. Așa m-am stăruit să fiu lângă dânsa, când mi-a fost jeli întotdeauna să o duc undeva, să mă gândesc că n-am acceptat niciun gând, niciodată nici prin gând nu mi-a trecut. Oamenii dați cu suflet mare vin cu un ajutor de 4.000 de lei. Mulțumim foarte mult! Și cu niște produse cu de prima necesitate. La mulți ani, sănătate! Vă spun drept că e ceva plăcut, ceva neașteptat, ceva care va rămâne pentru toată viața și nu știu că n-am mai avut parte de așa ceva niciodată. Bucurie și emoții, asta m-a dus în casa familiei Petrașcu. Dacă vreți și voi să faceți același lucru, intrați pe pagina de Facebook ASICS, campania Ajutați-ne ca să ajutăm.